După mai bine de un an de stat acasă, întoarcerea la cursuri în format fizic îi neliniștește pe unii dintre elevi. Aceștia ne spun că au început să se adapteze, însă în prima zi a fost greu să revină la rutina normală. Copiii din România au fost nevoiți să treacă la cursuri online din cauza pandemiei de COVID-19. În acest an școlar, elevii au mers la școală pentru o perioadă scurtă de timp în format fizic, iar acum că au revenit în bănci, prima zi de cursuri nu a fost pentru toți la fel. Având în vedere că nu am mai fost de o perioadă de un an fizic la școală, a fost greu pentru că a fost tranziția asta, orele s-au schimbat și după mine oricum este mult mai bine fizic decât online. Păi mi-a fost un pic greu, dar m-am acomodat, ținând cont că au fost și colegii cu mine și a fost ușor. După atâtea luni în care au urmat cursurile online, mulți copii se vor adapta cu greu noului stil de predare. Ceea ce îi încântă cel mai mult este faptul că sunt înconjurați de colegii și prietenii lor. Greu, dar este mai bine. Cu colegii înțelegem mai bine, deși este mai greu să ne mai trezim mai devreme, să mergem până la școală. Cum a fost în școală? A fost greu de înțeles. Au fost foarte greu. Da, și cu problemele de net și celelalte. Ei bine, ne-am făcut școală intensiv și în mediul online. Mi-a plăcut că am fost și sunt și cu colegii acum. Deși a fost puțin greu, fiindcă luni trebuia să stăm acasă și marți am revenit la școală. Prima zi a fost puțin derutant, dar ne-am obișnuit momentan. A fost foarte greu, deoarece eu sunt și în anul terminal de liceu și cu acest bug nu știu ce vom face. S-a afectat școala online. Da, pentru că nu înțelegi, fiecare profesor sunt foarte diferiți și mai bine când îți explică față în față. Totodată, nivelul de fericire al copiilor când sunt la școală a crescut pentru că aceștia se săturaseră de învățământul online. Se adună tot mai multe dovezi că școala virtuală a fost un eșec de proporții. Deși această generație este mai mereu cu telefonul sau tableta în mână, se pare că învățământul online nu i-a încântat deloc, ci din contră de abia așteptau să se întoarcă în bănci.